frumos afară și toată lumea cântă, râde și dansează. Și bineînțeles că trebuie să și gătim ca să ne bucurăm din plin. Iar pe urmă o să bem și un șpriț împreună ca să putem să ne bucurăm la Victorița Pescărița de minunățile astea de pe masă. Uite, la noi aici, la Chirhana, am făcut fructe de mare în ulei. Da? Fructe de mare în ulei. Midi. Aici avem cocktail de fructe de mare. Uitați-le aici. De asemenea, am făcut sardeluță marinată și fileu de hamsie, anșoa. Aici am făcut șprot afumat în ulei. Și bineînțeles că am făcut și fileu de anșoa și am îmbrățișat așa măsline cu gogoșari. Putem să facem o multitudine de feluri de mâncare cu aceste preparate. Ele sunt gata pentru mâncat. Astăzi vă propun 4 rețete diferite în cadrul aceleași emisiuni. O să facem împreună o salată de vară minunată. O să facem șprot afumat, care o să-l asezonăm cu ceapă, cu lămâie, cu de ce nu și cu puțină salată. Și o să avem o sardeluță marinată cu măsline cu anșoa. Și bineînțeles că o să facem niște paste. De ce sunt recomandate aceste semi-preparate gata pentru gătit, pentru mâncat? Pentru că sunt ușor, avem o societate trepidantă, n-avem timp să gătim și atunci, domn Marian, vă propun niște minunate semi-preparate de pește și fructe de mare. Hai să ne apucăm să gătim. Am pus ochii pe salată, am tăiat salată verde. Și punem și cocktailul de fructe de mare. Hai să le amestecăm, să le... Nu avem nevoie de ulei de măsline, nu avem nevoie de aproape nimic. Ele nu sunt sărate și avem posibilitatea să le asezonăm cu sare de mare, care o să fie o minune. Cu piper, hai să pun piper proaspăt. Să fac și o altă nebunie. O să pun și niște sardeluță marinată aici, în această salată. Să facem într-o farfurie sardeluță marinată și cu măsline. Anșoa cu măsline, cu gogoșar. Măsline, cu usturoi și cu ceapă și formă organizează treaba asta. Dar eu am vrut să vă arăt cum puteți acasă cu semi-preparate la borcan de la noi, de la Chirhana, cum puteți să faceți repede un aperitiv.
Acum o să facem și un șprot afumat. Pastele sunt gata făcute, cu ulei de măsline. Nu ne rămâne decât să mergem ca fructele de mare care sunt gata făcute să le tragem puțin. Luăm puțin ulei de măsline, usturoi, am pus și niște roșii, punem fructele de mare și le punem peste paste. O să iasă o minunăție. Haideți la treabă! Țineți-vă după mine, că uite ce vă fac. Ulei de măsline, așa cum am spus. Vai cât de frumos miroase! Vă jur, mă bucură, zici că joc șotron când aveam 5 ani. Îmi place atât de mult mirosul ăsta. Băi, i-am dat pe spate pe ăștia în America de Sud. Eram în Peru și au o bucătărie foarte, foarte, foarte simplă, savuroasă, simplă. Au asparagusul, știți că este țara cu sparanghelul cel mai mult. Au sanjac, haideți să fim scalops, scolcile alea ca palma, așa. Și l-am gătit în stilul ăsta românesc. A fost extraordinar. Bineînțeles că eu am cerut usturoi, bineînțeles că am cerut ceapă, roșii. Și acum o să punem, apropo de asta, și o sare. Noi avem o sare extraordinară. Eu cred că cea mai bună sare marină, cu gradele bome, cel mai mult densitatea sării se măsoară în grade bome, este cea românească. Restul sunt fițe. De stele, din verdeață. Când am luat, fraților, un sfert de oră ca să gătim cu niște semi-preparate la borcănașe. Dacă costă cam 10 lei fiecare borcănaș, am cut o salată formidabilă de sezon. Am cu paste cu fructe de mare. Am pus, ca așa am avut eu poftă, să pun și niște sardeluță marinată lângă fructele de mare. Am făcut un aperitiv cu sardeluță marinată, cu ulei de măsline, cu măsline, cu anșoa, care e hamsia, da? Ca să nu mai... E un franțuzit chestia asta și cu mărar. Și aici avem șprot afumat cu ceapă, ulei de măsline și, bineînțeles, cu rămâie. Dar ca să simțiți și mai mult dragostea noastră pentru voi, am să-l rog să vină să ne arate ce desert extraordinar a făcut astăzi Chef Marian. Avem un tartar de fructe. Da, ce fructe ai băgat? Căpșuni afine, piersici. De sezon. De sezon, da. Și? Și un mus de ciocolată cu o reducție de portocală și tot așa, o reducție de fructe de pădure. Vă dorim din toată inima poftă mare. Poftă mare.